Două grupuri de tineri s-au bătut cu șurubelnițe și cuțite după o noapte petrecută în club. Aceștia au fost liniștiți de bodyguards din interiorul localului. Totul ar fi pornit de la o ceartă între două grupuri de tineri care s-au distrat într-un club din oraș. După ce au părăsit localul, indivizii s-au urmărit până în zona gării unde au început violențele. Conform unor surse, în altercație s-au folosit cuțite și șurubelnițe. Mai mulți martori au sunat la poliție, iar la fața locului au ajuns imediat polițiștii, dar și mai multe echipaje de ambulanță. 4 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Agresorii au 20, respectiv 21 de ani și sunt din municipiul Vaslui, iar victimele sunt din Muntenii de Sus și Moara Domnească. Poliția municipiului Vaslui a fost sesizată prin apel 112 cu privire la o agresiune produsă în municipiul Vaslui, în zona străzii Podurilor. Odată cu sesizarea, au fost indicați 2 prezumtivi autori în vârstă de 21, respectiv 20 de ani din municipiul Vaslui. În urma agresiunii, 4 victime cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani au fost transportate la Spitalul Județean Vaslui pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, a transmis purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, relatează adevărul.ro.